Salutare, prieteni! Să ne vă stui ca și astăzi vom juca Craven Manor. Este al doua serie de groază pe care o să fac pe canal. Ăsta nu o să fie atât de lung, știu că e mult mai scurt ca Outlast, dar va fi încă un joc horror pe canal. Deci să începem! LOL, nu-mi dă nici dificultate să aleg ceva? What? What? What the fuck? Și acesta este un joc pe care mi-am dorit să-l joc de acum o groază de timp, doar că tot așa n-am avut ocazia să-l joc, așa că îl voi face pe canal. Să vedem ce ne așteaptă în această minunată lume. Dacă s-ar și trece, dacă ar și trece de loading screen. Ok, nu cred că mi-a treacă de loading screen. În schimb, îmi place grafica. Mult. Lil, mai închis, dăm drumul. Ok. Ce-i asta? A heavy bronze ornament engraved the letters KM. De la ce vine KM? De la căcat mor? E, nimic aici. Niște notes. Ritualuri, what? Și asta pare să fie macheta. Cred că e macheta acestei chestii. Vreau să văd ce... Fec, cade curentul. Ești urât. Ok. Aha, mi-arată pe unde trebuie să merg. Ceva mă călăuzești acolo. Un telefon, pot să o sun pe mama? Sunt E.T. Cărți, cărți în general acolo. Fac ce aici, o să închide ușirea în spatele meu. Ok. O, ce... Cine a aruncat cartea aia? Cine? Nu știu ce e acolo. Dar, cred că trebuie să ne strecurăm pe aici. Cred. Carte. Ok. A, am o lanternă pe F. Pe F aprind lanterna. Pare să... Ok. Ce e asta? A, lol. Se pare că am găsit... o parte din acea machetă. Pânză de paiangăn. Să nu fi niciun monstru besmetic pe aici, închide ușa. Fuck! Nu! Fuck! Ce s-a întâmplat? Nu! Am epilepsie! Și zbor acum! Serios că s-a stricat tot? Vreau curent electric, please! Să pun... A, și-a revenit curentul, e bine. Aha, de ce eu pun camerele? This is fucking nice! Așa. Dar parcă... Așa... Nu știu. O să vreau aici jos. Bup. Și am pus camera. Am pus o cameră. Care am pus-o sus acolo. E un joc interesant. Asta e interesant la jocul ăsta, cred. Ei, mai e acolo ceva? Nu, nu mai e. Bă! Unde a dispărut? De ce nu mai ești aici? Da, poți pareți că a intrat el pe undeva. Ce e acolo? Oh, da, ce frumos este aici. Oh my god. Nou, fotografie. Niște blueprints. Să iau sticla cu mine, o să iau o sticlă de vin. În caz că mă întâlnesc cu vreun monstru, o să-i ofer o sticlă de vin. Și pe... Și-a scârțâit. Bă, ce-i cu ăsta? Torn painting. Nu? Păiangăni. Ia mă sticla. Așa. În caz că vine vreun monstru, o să-i ofer o sticlă de vin. Nu! Nu! Fuck! My life m-a mânecat, fuck! Am o sticlă de vin, putem să fim prieteni.
Dacă vrei. Îmi tremur mâna, poate se observă. Nu! Ce vrei de la mine? Nu! Să iau sticla de vin înapoi. Deci nu mi-ai vrut cadoul. Trebuie să ies de aici. Nu! Pe unde dracu mai ies acum? Nu! 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 Ce dracu e aia? Nu văd nimic! Mi s-a stins candela. Nu, uite-l! Ce dracu, îmi stinge candela. Nu, uite-l, gata, îl văd acum. Deci nu trebuie să trec pe lângă el, basically. Te văd! I can see you! Faggotini! Deci cât timp mă uit la el, nu se mișcă. Stai acolo! Stai să iau sticla de vin, să o dau în cap. E! Aruncă prea cu bolta. Fuck, nu? Fuck, s-a stins. Iar. Nu. Pe aici. Și mai găsim încă o piesă. Aha. Și pare că la oricum rămăsese blocat acolo. Fuck, fugi. Fugi, închide ușa. Durăți manechinele. De la Nox Timore mi se trage. Și mai frumos încă o cameră. Deci se pare că în jocul ăsta poți să schimbi arhitectura casei, ceea ce e wow. Deci asta unde trebuie pus-o? S-o trag și se pune pe acolo intrarea. Deci trebuie să o învârt puțin. O să o pun și eu aici la parter. E înfricoșitor jocul, doar că povestea. Chestia asta cu mutatul camerelor e cea mai interesantă parte a jocului. Uite-l. Îl urăsc pe șaua ăla. Ce dracu e chestia aia. O să iau Biblia cu mine. Nu pot să iau Biblia cu mine. Bra, de ce nu pot să ridic cărți? Poponar la post păresc e aici. Undeva prin spatele meu. Un note. Nu pot să sar. Hei, uite, soldăței idioți, unu-i plin de sânge. Nu! Ce se întâmplă? Fotografii. Nu! Uite-l! Îl văd cum se târăște. Și de ce nu pot să mergi mai repede? Fuck! Nu! Ce? Aprinde... Mamă, mă enervează că mi se stinge aia. Ok, gata, merge din nou aia. Puh. M-am speriat pentru o secundă. Dar se pare că nu am avut de ce. Sau poate că am acum. Îl văd, nu-l văd, nu-l văd. Fuck. Nu, nu, uite-l. Te văd. Te văd. Nu, 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 nu. Nu, sunt cu ochii pe tine. Sunt cu ochii pe tine. Nu! Unde e? Sper că nu-i... Unde dracu ești? Și asta? Nu! Nu e aici. Se pare că a scăpat de el, iar trage-o și pe asta. Nu! Mă întreb ce numele lui Lola a făcut asta. Ok. Ah. Mai găsim o piesă din acest puzzle. Al acestei case de oameni nebuni și pe aici ieșirea. Da. Fac ceva, nu mă las să ies. Ah, nu, cred că obosise caracterul. Dar bine. Închide ușa. Așa. Și am închis și ușa. Și acum am mai luat încă o cameră. Ups, am scăpat-o. Cum dracu am reușit să scap camera? Deschide-te, am nevoie de aia. Uite-o aici. Bine, nu, gata. Ups. Ai, am dat drumul eu, că am vrut să închid ușa cu un idiot ce sunt. Yay! Și ce asta? Library. Biblioteca. Va trebui să scot asta de sus, wine cellar-ul. În metal nu mai am nevoie de el. O să pun pe asta aici. Și cred că încape și wine cellar-ul aici. Dacă îl învârt așa. Nu, nu.
A, pot să leg wineseller-ul de ăla, dar de ce dracu aș vrea să fac asta? Oricum, prieteni, noi vom încheia acest episod aici. Mai las și pentru episoadele viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like sau să vă abonați la canal dacă nu sunteți deja abonați la canal. Până data viitoare, la revedere, prieteni!